Lunea aceasta, la Centrul de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie din capitală, a avut loc o nouă donare de sânge. Încă de dimineață, preoți și diaconi din cadrul protoieriilor sector 2 și sector 3 capitală s-au prezentat pentru recoltare. Consider că este un gest firesc făcut de preoți, pentru că preotul este cel care trebuie să răspândească cuvântul lui Dumnezeu prin predică, de exemplu, dar considerăm că cea mai bună predică este fapta. Și astăzi au venit să predice acești preoți tineri ai noștri, pe care, cărora le mulțumesc și pe care felicit, au venit să rostească o predică prin faptă. Nu cred că poate fi un gest mai frumos pentru preot decât acela de a încerca să salveze o viață donând sânge. Repet, consider că este un gest normal, obișnuit, pe care trebuie să-l facem și îl vom repeta. Nevoia de sânge este tot mai mare și ne-am gândit, împreună cu Părintele Protoiereu de la Protoierea Sector 2 Capitală, să organizăm o acțiune comună în care clerici în general, preoți și diaconi, care îndeplinesc condițiile pentru donare, să doneze sânge și am intitulat noi proiectul acesta Sânge pentru Viață. Protoieria Sector 3 Capitală desfășoară mai multe proiecte în cooperare cu Protoieria Sector 2 Capitală pentru ca efectul asupra beneficiarilor să fie cât mai mare. Pe de altă parte, cooperarea între protoierii este o necesitate și este un firesc al lucrurilor, pentru că protoieriile, deși sunt distincte, ele lucrează împreună pentru binele enoriașilor și, în general, al cetățenilor. Consider că a dona sânge reprezintă un act responsabil și un act de mulțumire adusă lui Dumnezeu. Practic, noi aducem o mică jertfă pentru faptul că suntem sănătoși, iar sănătatea este un dar care nu se poate cumpăra cu bani. Este un dar neprețuit, pe care trebuie să-l respectăm și pentru care trebuie să luptăm și pentru sănătatea noastră și pentru sănătatea semenilor. Ați mai donat? Este pentru prima dată. Este important să ajuți atât timp cât poți, cât ești sănătos și Dumnezeu ți-a dăruit acest dar al sănătății. Trebuie și tu să-i mulțumești, într-un fel, pentru darul pe care ți l-a dat, pentru că te ține sănătos și, în consecință, poți să faci o faptă bună donând sânge. Până în prezent, prin intermediul campaniilor desfășurate de Patriarhia Română, s-au recoltat peste 7.000 de litri de sânge. Acțiunile de acest fel vor continua și în perioada următoare, având în vedere necesarul pentru transfuzii din instituțiile spitalicești.